petrecerea primăverii. Atât de nemaipomenită este petrecerea primăverii, încât niciunul dintre locuitorii pădurii n-ar vrea să o piardă. Cum ai putea să scapi petrecerea primăverii, cu șoarecele negru dirijând orchestra bondarilor, greierilor și lăcustelor și cu greieruș chitarist solist? Petrecerea primăverii se ține atunci când cerul este senin și spuzit de stele, când aerul este călduț și miresmat, având alături un butoi plin ochi cu sirop dulce de zmeură. Ehei, asta da viață! Poți să lipsești de la asemenea petrecere? Nici vorbă! Petrecerea a început ciudat, cu un au, care răsună în toată pădurea fermecată. Oare ce se întâmplă? Îl întrebă țestoasa pe corb. Păi, ce să se întâmple? Se grăbi să explice pasărea. Ariciul s-a apucat să bată în cuie anunțul petrecerii și, ca în fiecare an, priceput cum e, și a dat cu ciocanul peste lăpuță. Însă nimănui nu mai pasă de așa ceva, nici măcar ariciului, care îi trecuse durerea. Viețuitoarele veniră cu micul mare la petrecere. Anul ăsta avură chiar surpriza unui oaspete străin, Brotacul. Nimeni dintre cei prezenți nu știa cine e, de unde vine și încotro se duce, dar era și el binevenit. Șoarecele de câmp îi spuse Brotacului: fii atent! Acum că orchestra a terminat cântecul clătitei, o să înceapă și dansul. Dar ce are în comun o clătită cu petrecerea asta? Întrebă Brotacul nedumerit. Habar n-am și, la drept vorbind, nimeni nu știe prea bine. Pur și simplu e un cântec care nu ne place. Și nu-i pune și tu atâtea întrebări? Nu și așa viața destul de complicată? Uite, de pildă, bursucul o să-ți arate în calendar că prima zi a primăverii abia mâine, nu azi. Știi ce i-ar spune ursulețul și vulpea? Ei, și dacă vrei să petreci, poți să o faci în ce zi vrei tu, dragă bursucule. Pe neașteptate, toată lumea trecu la dans, iar broscoiul se repezi să o invite pe Coțofan. O, mulțumesc! Chiar mi-era teamă cu să mă invite ariciul. Nu că n-ar fi el simpatic, dar îți închipui ce m-ar fi împuns cu țepia aia lui, îi spuse ea. Ariciul o invită în schimb pe iepurica. Veverița a împărțit tuturor câte o căniță cu sirop de zmeură, iar nutria servi prăjiturile. Orchestra cânta și toți erau fericiți. Nedrept, în pădure nici nu-ți trebuie prea mult ca să fii fericit. În poiană era multă veselie și un dute vino care te făcea să te simți în largul tău. Cu toate astea, la petrecere se afla și unul mai ursus, Corbul. Cu pălăria lui cea neagră trasă pe ochi, cu aripile strânse la spate, se gândea că lucrurile nu mergeau tocmai cum ar fi vrut el. Cra, cra, vă spun și vă repet, cra, petrecerea asta e o aiureală, bombăni el. Mie unia nu-mi place deloc, pur și simplu nu mă simt bine aici, trebuia să fi stat acasă. Ei, voi doi de acolo, ce v-ați găsit de râs? Se răsti el la Castor și la Marmotă, care râdeau ținându-se cu lăbuțele de burtă. Ha, cine noi? Păi, negâtele iarba la tălpi, răspunseră cei doi și se puseră iar pe râs. Dar oare ce le stârnise râsul ăsta nebun? Ei bine, Castorul tocmai o întrebase pe Marmotă. Tu știi de ce nu-și scoate Corbul niciodată pălăria de pe cap? Nu, dar aș fi tare curioasă să aflu, îi răspunse Marmota. Ei bine, pentru că e chel ca un ou, îi spusese Castorul. Săracul Corb, și mărăcănos și chel. Și se mai și plânge că s-a săturat de petrecere, când, între noi fie vorba, se simțea foarte bine. Când petrecerea lua sfârșit, o porniră cu toții către casele lor, obosiți, dar veseli și, cum nu se poate, mai mulțumiți. Corbul rămase la urmă și se apucă de curățat păienița și, în timp ce făcea curățenie, își spunea în gând: frumoasă totuși petrecerea asta a primăverii
Și chiar dacă n-am crezut că va fi așa, m-am simțit grozav. Dar cra, cra, vă spun și vă repet, cra, mâine dimineață poimița trebuie să fie curată lună, ca de obicei. Altfel, ce o să spună florile?